Salutare tuturor! Astăzi voi încerca să rezolv problema sub matrixul max de pe PBInfo. După cum se poate vedea, aceasta este o problemă dificilă. Ea necesită cunoașterea unui algoritm clasic, și anume găsirea unei subsecvențe de sume maxime. După cum se știe, pentru un vector, problema subsecvenței de sumă maximă se poate rezolva în ODN, folosind fie metoda critic, fie metoda programării dinamice. În acest caz, noi avem de găsit subsecvența de sumă maximă într-o matrice. Și o să observați că noi putem reduce problema subsecvenței de sumă maximă într-o matrice la problema subsecvenței de sumă maximă într-un vector. Fiindcă n este până în 300, iar limita de timp este, după cum puteți vedea, de 0,3 secunde, înseamnă că avem nevoie de un algoritm care să ruleze în ordinea la a treia. Haideți să analizăm un exemplu. Pentru o matrice de 3x3, cu elementele următoare, minus 10, una dintre subsecvențele de sumă maximă este fie toată coloana a doua, fie o matrice formată din primele două linii și primele două coloane. După cum se poate observa, în cazul ambelor submatrici, noi putem fixa, practic, prima și ultima linie. Acest truc este unul destul de întâlnit în problemele cu matrici și ne poate ajuta să reducem probleme pe matrici la probleme pe vector, ce se rezolvă mult mai simplu. Noi acum putem pentru fiecare pereche de două linii ce putem alege, asta ar fi ODN pătrat, să folosim algoritmul ODN, ceea ce ne-ar duce la algoritmul de ODN la 3. Totuși, în acest caz, noi mai avem de făcut o singură observație, deoarece suntem într-o matrice, calcularea elementelor pe o întreagă submatrice poate fi ODN la a doua, dacă este făcută cu ajutorul unui algoritm brute force. Dar acest lucru nu este bun, deoarece noi dacă folosim algoritmul de ODN la a doua, noi vom avea în total o complexitate de ODN la a patra, ceea ce nu va lua punctaj maxim. Așa că noi vom trebui să folosim o altă optimizare, și anume folosirea sumelor parțiale. Chiar dacă vom avea făcut o precalculare în ODN pătrat, noi vom putea calcula sume parțiale pe diverse linii și coloane în ODN 1, ceea ce ne poate ajuta să obținem algoritmul dorit. Cu astea fiind spuse, acum trec la implementare. Această funcție ne va ajuta să calculăm suma parțială. Unde x, b și y, b sunt mai mari decât x, a și y, a. Linie fiind mai mare decât prima. Și acum, practic, vom scrie algoritmul de pe vector. În cazul acesta, eu vom folosi metoda greedy. Acum să vedem dacă algoritmul returnează bine pentru exemplu, da? Algoritmul returnează răspunsul corect, așa că acum vom trimite soluție. Să vedem dacă luăm punctajul maxim. După cum se poate vedea, algoritmul obținut a luat punctaj maxim, el având
timp destul de bun, de 0,044 secunde, pe cel mai prost test. Chiar dacă acest algoritm nu pare unul foarte greu, el necesită o atenție sporită, deoarece trebuie să fim foarte atenți cum scriem algoritmul. Cu astea fiind spuse, vă aștept data viitoare.